a făcut Lavrov la adresa Chișinăului, explicând cum Moldova, Republica Moldova, Basarabia va deveni următoarea Ucraina. A răspuns și Republica Moldova cu privire la această chestiune și a spus: ne-am ales singuri viitorul. Desigur, Maia Sandu extrem de criticată de Lavrov pentru că vrea aderare la Uniunea Europeană, vrea aderare la NATO. O salut pe Ana Guțu, fost parlamentar în Republica Moldova. Bun găsit, doamna Guțu! Bună ziua! Doamna Guțu, aș vrea să punem un pic lucrurile în context, pentru că la astăzi mult mai multe informații acolo peste Prut. De ce această reacție virulentă a lui Lavrov? Nu e prima dată când Federația Rusă amenință Republica Moldova și am văzut răspunsul Republicii Moldova, tot vine în cascadă. Nu știu dacă Maia Sandu a avut încă o reacție. Nu, Maia Sandu nu a avut o reacție. A avut o reacție Ministerul pentru Afaceri Externe și Integrare Europeană. Inclusiv ministrul Popescu a spus că Republica Moldova și-a ales calea integrării europene și ceea ce a afirmat Lavrov nu este corect. Dar, așa cum vă spuneam, e o cacealma în jurul lui Putin, fiindcă în fiecare zi el are adunări, reuniuni cu instituțiile de forță, dar și cu cele care sunt responsabile de frontul din Ucraina. Treburile nu merg bine, Iranul nu prea le furnizează dronele promise la timp și Lavrov a fost certat pentru asta, după care Putin l-a înjurat așa cum a știut el mai bine și Lavrov atât a putut face să-și ceară bâlbâindu-se scuze de la Putin și după aia a venit cu acest interviu în presă prin care s-a legat de Republica Moldova, cumva. Întrebarea a fost foarte directă din partea jurnalistului, care este următorul stat care va avea soarta Ucrainei, la care Lavrov a zis că Republica Moldova, fiindcă are o conducere aleasă non-democratic și că își dorește unirea cu România și că președinta are cetățenia României și așa mai departe. Deci, astfel de amenințări am mai auzit la adresa Republicii Moldova. Pentru ca rușii să ajungă în Republica Moldova, trebuie cumva să pună mâna pe teritoriul din jurul Odesei, să aibă un coridor de acces spre Transnistria. Nu știu în ce măsură aceasta este posibil, dar nu sunt de neglijat astfel de amenințări. Noi știm că Rusia are suficiente rachete, armata Republicii Moldova este cam slabă și nu știu, să vă spun foarte sincer, nici oficialii locali, nici experții regionali și internaționali nu au dat un răspuns foarte clar pentru noi, cel puțin cetățenii informați din Republica Moldova, care ar putea fi soarta noastră. Ne va apăra NATO sau nu? Ne va apăra România sau nu? Ce va fi cu noi? Să intrăm noi în singuri să ne apărăm, să vedeți ce sondaj derizoriu a fost dat publicității astăzi. 50% din cetățenii Republicii Moldova nu își doresc să ia arma în mână și să lupte pentru Republica Moldova. Ca să înțelegem care este dispoziția cetățenilor de aici, majoritatea au cetățenia română și cel mai probabil o să se urce în mașini și vor trece frontiera, vor trece Prutul unde au rude, cunoștințe și așa mai departe. Doamna Guțu, vă întrerup un pic, greșesc, sunt 1 milion de cetățeni români? Cetățeni, peste 1 milion deja cu cetățenie română. Și toată această situație seamănă cu o cacealma absolut neclară, fiindcă pe fonul acestor declarații și acestor amenințări, guvernarea se preocupă de reforma în justiție, iar în fruntea tuturor organelor judiciare sunt persoane interimare. Adică mie mi se pare absolut deplasate aceste preocupări sau aceste priorități ale guvernării în condițiile amenințărilor. Eu înțeleg din ce spuneți și vă cunosc de mult și am discutat de mult despre problemele de peste Prut, că există o stare de tensiune și de îngrijorare mult mai ridicată acum decât era în trecut. Însă eu cred, vă rog să rămâneți alături de noi pentru că vreau să